Vreau să vă unț! Am să vă chem pe toți să vedeți cum Iermolae Lopahin va ieși cu toporul în livada cu vișini și vor călea toți pomii la pământ. Vom construi aici vie și nepoții și strănepoții noștri vor apuca aici o viață nouă să cânte muzica. Marcel Iureș, bun venit! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bună ziua, eu mulțumesc de invitație. Mă simt așa important. Ce e teatru de televiziune? E teatru sau e film? Sau e și una și cealaltă? Sau nu e niciuna dintre ele? Cum zicea, o veche, e o drăcie. E o drăcie, domnule. Baza e teatru, teatru, teatru. Uh-huh. Că de asta se căznește orice televiziune când își propune să facă lucrul ăsta, să creeze un decor. Un decor pe care îl filmează cu oameni vii în el, pe un subiect, cu camere care sunt, tehnic sunt, fac film. Uh-huh. Și atunci ajungi să repeți, tehnic vorbind, montând o viață, un tip de viață dramatică, care la teatru e continuă, montând secvențele unui tip de continuitate. Teatrul de televiziune în România a atins cote foarte înalte din cauza faptului că filma de fapt și folosea un tip de existență și actoricească și instituțională și regizorală care bătea sus. Deci avea ce să filmeze de fapt.